Seara, internet, bine ați venit la primul episod din, nu știu, zic, o întrebare, un răspuns adevărat, niște întrebări foarte puțin probabile. Iată și comedianții din această seară, Victor Bora, Sergiu Mirică, Drăcea Bogdan, Virgil Ciulin și Dragoș Mitran. Bună seara, dragi comedianți! Eu sunt Sergiu Mirică. Ioan. Bravo! Ce se întâmplă în această seară? Bună seara! Eu vă oferim întrebări. Să dați televizorul mai încet, că vă auzim la telefon, nu trebuie pe televizor. Ok, ce se întâmplă în această seară sau zi, în funcție de când vă uitați. Eu o să vă spun niște răspunsuri adevărate, iar ei vor ghici care sunt întrebările. Avem următoarele categorii: statistică probabilă, cultură, biologie, numere cu doi, scatologie și recorduri. Haideți să începem această primă rundă sau ceva. Eu sunt primul. Alege o categorie, te rog frumos. Biologie. Biologie. Dacă răspunsul este amprente, care este întrebarea? Întrebarea e: ce nu vrea să găsească nimeni pe penisul iubitului? Care e al doilea cel mai cunoscut senzor după cel de lumină? E cumva ce nu a lăsat Antonia când mi-a furat inima? Wow. Dacă răspunsul este amprente, întrebarea este: ce nu poți deosebi între un om și un koala? Se pare că avem amprentele aproape identice ca ale celui mai drăguț animal din lume și o să mă bucur în nespus. Dar știți că și la câini au lăbuțele alea, poți să folosești la iPhone Touch ID ăla? De ce poți să faci fără caterincă? Serios? Da. Te recunoaște partenerului tău? Da. Bă, dar bătrânii au amprentele la fel de netede ca noi sau se duc așa mai bine? Fac riduri la amprente. Se duc pe măsură ce te duci. Fac a, dar chiar de-aia se duceți la bătrânii, dreptate lui Iza. Să-ți ștergi fața. Statistică probabilă. Dacă răspunsul este 115 milioane, care este întrebarea? A, e singur. Cât bani a câștigat Vărmi de Revelion la Bucovra? Nu, știu. Cum se simte un deget neașteptat de la iubită în fund? 115 milioane. Așa se simte, ca 115. E cumva întrebarea: de câte ori am refuzat update-ul la YouTube Premium până acum? Oh, wow. Nice. Stop trying to be Spotify, YouTube, you're not Spotify. Întrebarea e: cât costă un copil sănătos din Africa, numai bun pentru piese? Întrebarea e: la ce distanță în an lumină sunt eu de o relație serioasă? La răspuns 115 milioane, întrebarea corectă ar fi: cam cât mai costă tăcerea unei minore? AK iPhone 11 Pro. Doamne, ce s-a scumpit, să mă pula. Ar mai putea fi: pentru ce sumă las pe oricine să mă atingă în zonele intime? Bă, lasă-mă dracu, dar scump ești. Foarte scump. Bă, pe oricine. Asta e pe un singur preț pentru toată lumea. Ar mai fi întrebarea: câți bani am dat eu lui Virgin să-l atingă? Absolut nimeni nu a ghicit, ceea ce mă miră, că pare că sunteți cunoscători cu toții. Întrebarea se referă la numărul de utilizatori unici care intră zilnic pe site-ul ăla de la care știm cu toții, de la un prieten, și anume Pornhub. Ceea ce mie mi se pare ușor puțin, nu credeți că în vremuri... E puțin 115 milioane. Pentru că mulți intră și pe X-Hamster. Categoria biologie, dacă răspunsul este orgasm de 30 de minute, care este întrebarea? De ce nu eu? Nu asta. Ce este ficțiunea? Ar putea fi întrebarea: ce o să experimentez eu dacă se califică România la Euro? La orgasm de 30 de minute, întrebarea ar fi: oare care a fost ultima dorință a bunicului pe patul de moarte către mine? Ar mai fi o întrebare: ce pățește Drăcea când scoate Abi o piesă nouă? Auzi la el 30 de minute. Stai tu cu pula sculată 8 zile. Care mi-aș dori să fie numele meu de indian. Întrebarea corectă la răspunsul orgasm de 30 de minute este o întrebare care ne macină de mult. Care e durata medie a orgasmului unei gărgărițe? Voi vă dați seama că există un cercetător care s-a gândit: vreau să mă uit la gărgărițe care fac dragoste una cu cealaltă sau unul cu celălalt. Dar mai rău, cronometrat? Mai rău, sunt unii care sigur au masturbat gărgărițe ca să afle chestia. Eu mă simt atât de inocent, acum mi-a distrus viața. Gărgărițele fac sex, care sunt cele mai drăguțe chestii mici. Se mai și simt bine, au și orgasme, frate. Îți dai seama care orgasm când îi se schimbă alea pe spate și zice: dă-te jos.
Niște ore nu înseamnă nimic. Eu îmi dau seama când aurgaz că sunt complet albe pe spate. La Dini Gărgărița a avut orgaz. Păi, bă, de asemenea trebuie să fie existitor la un moment dat. Cât pula mea tu câte vreme să te simți bine? Cât se pare natural să mi se pare în primul rând că nu merit să mă simt bine 30 de minute. Nu, no, tu meriți ca să 7 de minute. Eu sunt și dur cu mine, mă. Dar mi se pare mult, da. Asta te face să ai orgasmul de 30 de minute. Bă, plus că n-ar mai fi atât de interesant să te fuți. Adică dacă te simți așa bine 30 de minute odată, lejer te fuți o dată la două săptămâni. Da, exact. Păi trebuie să-i cu treabă, frate. Cât de mult, da? Am cașafuri de strâns, haine spălat, mâncare de făcut, copii de crescut. N-am timp să-mi dau drumul o jumătate de oră. Păi ești prost la cap o jumătate de oră, pe o jumătate de oră este tot timpul meu liber în ziua aia. Eu mi-l consum simțindu-mă bine, cretin. Nu mi-aloc eu un pic de timp pentru griji și probleme. Ok, and on this bombshell, hai să vedem, să trecem la categoria cultură, că prea am vorbit de futut. Dacă răspunsul este bouncer, care este întrebarea? Întrebarea ar fi, a ce ar arăta băra dacă n-ar purta pantalon de femei? Ce meserie aș fi avut dacă aveam un cromozom în plus? Unde ai fi fost bouncer? La găini. Nu, unde păzeai, nu unde futeai. Ah, pe așa zi, la găini. Cum te cheamă dacă ești bodyguard, dar totuși mănânci rucola? Mă gândeam că întrebarea ar putea să fie cum ar trebui să se numească o categorie de porn cu femei luate prin surprindere. Da. Bău! Întrebarea este de la cine și-a luat Van Damme bătaie în centrul vechi. Adevărata întrebare este ce meserie a avut Papa Francis înainte să fie Papa Francis. Papa Francis a fost bouncer la un club din Buenos Aires. Papa, oh my god! Da, exact. La ce fut? Da. Yeah. Nice. Ce face asta acum la Vatican când intră oameni? Dar îți dai seama, bă, le pune mâna pe piept așa, bă, stai. Ai moliftat. A tras una de el, a tot încercat să-l atingă și a pleznit-o peste mână. Ce tare. Asta vreo câteva luni. Și după aia a făcut ei cu Ardo. Aia sigur n-aveam o lista făcută, zic eu. Tu ești sigur că aveam o lista făcută înseamnă ceea ce crezi tu că înseamnă? Continuăm cu cultură. Dacă răspunsul este 17 minute, care este întrebarea? Asta e simplu. Este la cât a crescut sfertul de minut românesc? Înainte era la 18 minute, 18 și ceva, dar acum a cunoscut un minim istoric de 17 minute. Mai exact 4,5 minuțele nemțești. Sau 2 asta minute pentru martirul lui Jehova. Iar acum asta e sfertul de oră românesc, e 17 minute. Asta încercă. A crezut la 17 minute. Ah, nice! Da. Inflația. Să faci pula exact, inflație. Exact. Nu, eu cred că e cât ar trebui să dureze contactul vizual cu un străin la pisoar. Bă, după 17 minute deja nu mai e străin. Bar ar putea să fie la cât timp după ce și-a dat demisia și-a dat seama Drăcea că a făcut o mare greșeală. Păi nu, de cât timp e corona? Cam 3 săptămâni, cam atunci. 17 minute, de cât timp e nevoie să fur inima unei femei și în același timp să și golesc un amane din crângaș? Sau cât durează o poveste de 15 secunde spusă de o femeie? Pentru că femeile povestesc plictisitor. Ne-am dat seama. Eu 17 minute stau și ascult o femeie într-o oră de vorbit. 43 de minute mă doare în pulă, mă gândesc la doamnelor și domnilor, băieți disponibile emoțional. Ar mai putea fi 17 minute de cât timp nu m-am mai gândit eu la o vacă. Nice. Știm cu toții că nu trece atâta. Hai să nu. Bă, m-a distras un pic până acum. Hai, Virgil, lasă. Care este durata reușită a unui interviu la casting coach? Ceea ce mi se pare foarte rezonabil. Da. Adică e clar că știi ce faci dacă ai rezistat 17 minutele. Băi, gândește că e un interviu, frate. Nu vrei să fii ținut mult la interviu. Intri acolo direct cu pantaloni, îmi vine pula sculată, nu stai tu așa la... Plus că aia la casting couch mi se pare că nu ești bun dacă ai stat 17 minute. Trebuie în 10 maxim să fie terminată treaba. Dacă îi dai tu pe ei pe spate sau mai mult ei pe tine. Da. E, te dau ei pe burtă. Pe burtă, pe spate, cum poate. Pe față, da. Pentru setea de cultură, 17 minute este durata noii piese a lui Bob Dylan despre asasinarea lui Kennedy. Îi pasă cuiva? Absolut nimănui. Nu mie! 17 minute. Mi se pare că este exagerat. Dar nu puțin, eu sunt foarte ok cu asta, pentru că poți să o alegi ca melodie de făcut dragoste pe ea. Și cum el vorbește de Kennedy, te ține mai mult, e toată lumea mai fericită. Mi se pare că poate să înceapă mult mai multe orgasme de la o piesă. 17 minute, zici că e Luceafărul muzicii, las-o morție, e prea mult.
Hai să ne oprim căcaturile astea. Numai dacă ești DJ ai voie să scoți melodii de 17 minute. Nu neapărat melodii, but ok. Mai trăiește Bob Dylan, eu asta nu știam. Da, trăiește. Nu, dar atâta mai are de 37 rând, minute. Cine e Kennedy? Unul de o babardea pe Marilyn Monroe. Ah, știi tu că ești ăla. Vai, respect. Ce babardea? Un tip de sorcovă. Hai să trecem mai departe la categoria preferată a tuturor și anume scatologie. Fuck yeah. Atât. Oh, căcat. Nu se vede erecția. Așa. Dacă răspunsul este Mozart, care este întrebarea? Cum se numește cel mai tânăr dintre feciorii lui Mihai Săpitic? Mozart. Mozart Piticu, da. Lil Mozart. Nu, cine a scris Mein Kampf? Ce bagi în torpedo înainte de manele? Oh, Mitran, la a man of culture. Care e cel mai bun compozitor all-time de muzică de lift? Întrebarea la răspunsul Mozart e care e ciocolata mea preferată. Nu, întrebarea este cine aș vrea să-mi boteze copilul. E un țigan Mozart de la Călărași, tovarăși de-al meu. Vine cu cazanul de acasă. E făcut de el. Întrebarea este cine a ținut un jurnal de bășini? Da, ați ghicit compozitorul nostru preferat. Mozart avea o pasiune pentru căcat. Ironic, mi se pare că trebuie să ai bășini ca să ții un jurnal de bășini. Da. Adevăratele bășini. Oh, deep. De bășini, bravo. Asta a venit din interior. Ba, ținut-o un pic. Hai, s-a fâsăit. A fost fâsăită, dar s-a simțit. Avem categoria numere cu 2 dacă răspunsul este 22 de ani. Care este întrebarea? Întrebarea este la câți ani am aflat că nu e ok să mai faci la uliță. Da, frate, mai ales dacă nu e a ta. Nu gândiți practic, de serios. Poți face unde vrei dacă ai cu tine. Să vezi când o să descoperi Pampers și o să-ți schimbe viața. Ce? Păi da, băra mai are 5 ani. Tu cât ai acum? 38? Exact. La răspunsul 22 de ani, întrebarea este câți ani era să stea închis Virgil dacă nu îngropa pe baba aia noaptea. Dar nu, 22 de ani e vârsta pe care crede că o mai are Andrei Antonescu de la Andrei. La ce vârstă a spus Iohannis primul cuvânt? Continuarea, mă, la primul cuvânt. Continuarea, nu. A început direct din mijlocul propoziției. Ar mai putea fi 22 de ani. În cât timp vine un metrou când te cași pe tine? Da. Da. Am pățit. Cu toți am fost acolo. Vezi, dacă dar dacă ai o oliță cu tine, una avea. Și după aia arunci pe parbriz când vine metrou. Doar nu o să duci și căcatul cu tine. Cu olița asta trebuie să o bagi în geantă la loc. Și faci așa cu ea un pic înainte să ai, nu, ai o sticlă acolo cu apă cu tine și o speli acolo deasupra la șine. Știi cum sunt aia care intră în autobuz de stau la ușă așa țin ușa ca să mai tragă 3 fumuri și după aia suflă fumul în autobuz, așa faci și tu cu olița și dai un pic de aia. Deschizi geamul ăla și o mai scuturi din mers, nu-i problemă. 22 de ani a fost vârsta primului vizitator din Disneyland. Vedeți, asta înseamnă să fii dedicat virginității tale. Respect, iată. Respect, da. Tinere. Îți dai seama că era pedofil, nu? Haideți să continuăm cu categoria noastră preferată, scatologie. Dacă răspunsul este materie fecală, care era întrebarea? Singura materie la care nu rămâneam cu origine. Ce scriu eu pe caserola cu mâncare de la muncă ca să fiu sigur că nu se ating colegii de ea? Ce nu vrei să găsești în cozonacul de la bunica? Deși ea ți-a spus că e cu rahat, așa că nu știu de ce. Cum miros lumânările cu miros de vagin ale lui Gwyneth? Wow! Nu știi asta! Sau ce nu vrei să găsești când faci sex oral? Depinde ce cauți. Sex oral. Sex oral și materie fecală e unde dai și unde crap. Ar mai putea fi întrebarea ce dar a adus al patrulea mag, ăla care n-a prins loc în Biblie. Important să încerci cu aia și a asumat un risc omul. A venit cu mâna în cur. Categoria asta ar trebui să numească sindromul Tourette. Materie fecală este. Cu ce este contaminat unul din 6 telefoane mobile și răspunsul este absolut scârbos? Materie fecală. Okay. Eu am presupus că mulți uită să șteargă telefonul de pe ce scapă în budă, că altfel nu înțeleg. După ce și-l scapă în cur. Da, știți momentul ăla în care îți bagi telefonul
în curs și după ui să-l ștergi. Da, da, da. Da, mă, eu câteodată citesc de pe hârtie, dau scroll pe hârtie genică și mă șterg la cur cu iPhone-ul. De asta au făcut ăștia Samsung-ul ăla de Sendoi acum. Poate încercă oamenii să-și facă selfie-uri, știi? La... Ați vrut să spuneți la căcău? Nu vă aud. Da, la căcău. Alo? La căcău. Hai, unde i-a pus pula, domne? La căcău. Repet. Atenție, la căcău. Atenție, este la căcău. Repet, a ajuns la căcău. Următoarea categorie este recorduri. Dacă răspunsul este 54,61 de centimetri, care este întrebarea? De ce doar negri? Deci la 54,61, conform normelor anticorona acum, e cumva distanța pe care trebuie să o țină migeții între ei? Da. Da, pentru că ideea e că dacă stau așa, dacă pică unul, să nu-l atingă pe celălalt. Și ajung 54 de centimetri. Și unul domino... marjă. Și aici unul marjă. Să fie ca niște domino, așa s-a reflat. Nu, e distanța optimă la care trebuie să ții dușmanii. Pentru că e bine să ții prietenii aproape și dușmanii și mai aproape. Și 54,61 e distanța la care trebuie. E perfect. Cât măsoară penisurile de pe această emisiune puse cap la cap? Mult. Da, de ce mai avem invitați? Cap la cap. Cap la boașe, cap la boașe, cap la boașe. Așa cap la cap. Aveți numai cât e centimetru de unul? De fapt e cât măsoară fruntea Andrei Adam. Voi vă dați seama că dacă Anda Adam n-ar fi avut frunte, ar fi avut vreo 20 de centimetri, probabil. Ar fi fost probabil cel mai mic om din lume, să-mi va pula. Da, da. Câți centimetri de perete trebuie să lingi la o petrecere încât să te consideră lumea ciudat? Trebuie să, din experiența ta, trebuie să-i lingi în linie în sus? Sau linie dreaptă în sus. Pentru că dacă e zigzag, e psihopat și nu vorbește nimeni. Nu, dar dacă lingi în jos, trebuie să dai cu partea asta de jos și nu e combinație. În sus. Suntem la categoria recorduri. Suntem la categoria recorduri, într-adevăr. Deci dacă era la materia fecală, aș fi avut un răspuns. Care ar fi fost acest? God, no! Nu! Ce pula mea, God! Aș fi avut un răspuns și o poză, dacă... Exact. Sharpie! Da, stai mă, bă, drăcea! Dar numai cu poză, că iau laptopul direct și îl duc la... Am aruncat găles pe nimic cu aia, rămâne acolo, să trăim în casă împreună de acum. E atât de mare că mi-a atins ceafa când stăteam pe fece. M-am trezit cu el în cameră, ce reacție? Am vorbit cu administratorul, l-am trecut plus 1. Merge Mirica cu roaba la analize, să vezi acolo. Știu că trebuie să aduc doamna. Care era întrebarea, Luiza? Nu, întrebarea. Întrebarea cu 54,61. Sper să fie întrebarea un mut. Sper 54. Să fie cel mai lung mut. Îmi pare rău să te dezamăgesc, Mirica. Care e înălțimea celui mai scund om din lume? Este vorba de un domn de 72 de ani din Nepal, care a declarat în mod ironic: "This is very big. This is a very big thing for my family, my village and my country." Mi-a plăcut așa de mult asta cu trebuie să-i spun că Nepal e rău. Continuăm cu categoria numere cu 2. Dacă răspunsul este 12 sau o duzină, care este întrebarea? Cât cai pot fi înhămați maxim la două căruțe? Ce prost ești! De câte ori pe zi își sărută băra bicep și în oglindă? Voi să zici pe oră. Pe o scară de la 1 la 10, cât de spart e Mirica acum? Este de câți ani trebuie să ai Alzheimer și Parkinson ca să-ți placă Fuego? Bă, mie îmi place oricum. De câți ani de sclavie a avut parte Dan Negru? Da, mie se pare că 12 este răspunsul pentru vârsta la care începe tentația. Tentația ta. Da. 12 e pentru câți oameni a plătit Iisus nota la cine ați reprezut. Mă mai gândeam că ar putea fi răspunsul de la întrebarea cât e radicalul 144. Wow. Da, da, da. Cu toți ne-am gândit la asta. Iar eu că folosim matematica să-mi bat pula. De fapt este plus minus 12. Da. Mirica, dă o morție cu aia. Deci dacă ridici minus 12 la pătrat e 100. Și iată că avem un battle între virgini, atenție! Vă rugăm, era fără echiere, doar cu culegeri.
întrebarea adevărată este: care e numărul de oameni care au pășit pe lună? 12 oameni au dreptul de a celebra cu, iată, poezia: uite lună, uite carul, uite eu am fost pe lună. Da, mă, dar nu te fute faptul că e cunoscut doar unul, restul 11 sigur să supărați foarte tare pe Armstrong. Hai că-s cunoscut. Și ăla cunoscut îl confundă mereu cu biciclistul. Da. A, tu ești ăla, mă, de... Louis Armstrong, ăla de cânta, nu? Da. Mamă, ce deranjat ar fi să-i zici și Louis. Alți astronauți, acum îți dai seama că se roagă în fiecare seară, bă, abia aștept să inventeze, în timpul meu, să inventeze plecatul pe alte planete, să fiu primul om pe Marte, sau primul om pe Jupiter, sau primul om pe Saturn. Acum nu mai ai ce să faci. Poți să fii primul om care a făcut ceva pe lună. Exact, da. Poți să fii primul om care s-a lăbit pe lună. Pe lună. Da, adevărat. Da. Cât de fain ar fi să-ți dai drumul și pe aia. Da. Dacă răspunsul este alien, la categoria statistică probabilă, care este întrebarea? Da, vă rog. La alien, întrebarea este: cum îl chema pe băiatul ăla de se certa mereu cu Predator? Nu, este cum arată în ultima vreme Loredana Groza. Dacă răspunsul e alien, cred că întrebarea e: cu cine am căzut în dragoste? I fell in love with an alien. With man. Adică cu Sting. Kelly's Family. Adică cu Sting, nu? Sau că ești un englez în New York. Un englez în New York. I'm an Englishman in New York. Oh, da. I'm an alien. Cantare. Dacă nu ia pe copyrights, mă, nu mai cântați. Atât de bine. Avem presupuneri pentru răspunsul alien. Nu, cum te simți când spargi un ou și are două gălbenușuri? S-a întâmplat asta? Da. L-ai mâncat? Da. Wow. Le-am mâncat. Uite-te la mine, sunt perfect ok. Fuck, el, tu practic ai mâncat doi siamezi. Asta ai făcut. Avor de doi siamezi. Avor de doi siamezi. E perfect normal, bă, uite cum dă din coadă. Care era întrebarea? Ce caut eu aici? Nu, de emisiune, zice băiat. De emisiune. Dacă răspunsul este alien, întrebarea este: care a fost cea mai căutată categorie de filme porno în 2019 pe Pornhub? Da, no. Jesus Christ, no fucking way. Ce faci, drăgea, verifici informația? Da, se pare că este adevărat. Nu doar că nu sunt singurul care a căutat, au și căutat foarte mulți oameni și încă nu s-a făcut nimic, rușine. Nu se aplică regula 34 la alien? Bă, nu, sigur. Ba da, mai mult ca sigur. Nu, se aplică. Lasă-i să-mi șterg istoriul, dacă tot. Alien este cea mai căutată categorie de filme porno pe Pornhub din 2019, conform unor statistici găsite de mine, tot pe internet. Vă mulțumim foarte mult că ați urmărit primul episod din, nu știu, zic... Vă mulțumesc participanților, celor mai buni prietenii mei. Tu, Mirica, ești cel mai tare din lume. Nu, eu am câștigat. Oh my God, cine ar fi știut că Mirica are pantaloni pe el? Se pare că este luni. Mulțumim frumos. Dacă ne susțineți pe Patreon, mulțumim din suflet. Dacă nu, poate ar trebui să faceți, că suntem sărmani și avem de plătită chirie la un studio pe care nu îl folosim. Mulțumim frumos. O seară minunată în continuare. Ne vom revedea.